Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Democrații cheamă din nou la negocieri pe cei de la acum, la rândul lor PAS și PPDA spun că nu au de gând să discute cu PD despre o majoritate în Parlament. Analiști din România și din Republica Moldova văd PD-ul la guvernare, iar blocul acum în opoziție. Ce coaliții sunt posibile, potrivit experților, vedeți la știri. Rezultatele referendumului din 24 februarie au fost validate de Curtea Constituțională. Un bărbat de 43 de ani ar putea sta 7 ani după gratii, după ce a amenințat o tânără din Germania că îi va publica pozele intime pe internet dacă nu îi va da 600 de euro. Democrații invită din nou pe cei de la acum la discuții. Aceștia spun că sunt gata să le facă ofertă bună și să le dea voie chiar să-și înainteze propria candidatură la funcția de prim-ministru. Blocul electoral răspunde la fel, că nu negociază cu PD. Chiar dacă Partidul Democrat are mai multe mandate în Parlament decât blocul acum, noi am fi fost dispuși să oferim colegilor din blocul electoral acum sau să le facem unele oferte care presupun chiar un rol important în tot ceea ce înseamnă guvernarea. Cu alte cuvinte, le-am fi oferit conducerea viitorului guvern, inclusiv funcția de prim-ministru. Reprezentanții blocului acum ne-au spus că nu vor purta negocieri cu cei care, potrivit lor, se fac responsabili de capturarea statului. Iar membrul PAS, Dumitru Alaiba, cel care a ajuns în plen de pe circumscripția SUA Canada, a scris pe internet că nu uită cum în campanie formațiunile care fac parte din bloc au fost numite de PD partide de șomeri. Întrebat astăzi de ce a apelat totuși la acum, dacă în ziua scrutinului liderul Vlad Plahotniuc declara că a votat tocmai pentru ca guvernarea să nu ajungă pe mâinile opoziției, incompetente care vor să vină la guvernare să stopeze indemnizațiile și ajutoarele, să micșoreze salariile și pensiile. Fostul președinte al legislativului ne-a răspuns difuz. Nu s-a schimbat absolut nimic din ceea ce a fost declarat și asumat în campania electorală. Partidul Democrat în continuare va implementa reformele și programele sociale. Despre o eventuală alianță cu socialiștii, Candu nu a spus un nu categoric. Nu există astfel de discuții la ora actuală. La fel în cazul partidului Șor. Nu au fost discutate alte opțiuni. Blocul acum are răgaz până duminică să ia o decizie definitivă, spun democrații. Dacă vor fi respinși din nou, se vor întruni într-o ședință pentru a conveni următorii pași. Democrația au oameni competenți pentru a înainta drept premieri, ne-a zis Candu. Echipa Partidului Democrat și președintele Partidului Democrat, domnul Plahotniuc, este în stare să-și asume orice responsabilitate pentru țară. Premier, vă vedeți? Eu? Da. Cum va decide echipa Partidului Democrat? În legislativ au acces 4 partide și 3 independenți. Următoarea guvernare va implica neapărat Partidul Democrat, iar cea mai bună soluție pentru blocul acum este să rămână în opoziție. Mai mulți analiști politici din Moldova, dar și din România, văd două scenarii în privința coaliției parlamentare și în ambele sunt prezenți democrații. Într-un caz, alături de socialiști, iar în celălalt, făcând front comun cu Partidul Șor și câțiva eventuali transfugi. Orice coaliție de guvernare care nu am avea sau formulă de guvernare va implica Partidul Democrat. Întrebarea este, va fi o coaliție oficială cu Partidul Socialiștilor, ambalată pro-Moldova? Sau va fi un guvern condus din democrați, Partidul Șor, independenței și eventual anumiți transfugi care se vor desprinde la Partidul Socialiștilor. Analiștii politici consideră că democrații și socialiștii ar colabora pe ascuns, iar invitațiile transmise blocului acum sunt doar de ochii lumii. Aceste invitații nu au fost sincere. Cum am spus, sunt parte a jocului lor tactic. Ei pregătesc terenul pentru o alianță și pentru a justifica alianța dintre aceste două partide, de fapt arată că, uitați-vă, noi am trimis o invitație către acum, dar ei au refuzat. Și suntem obligați în aceste condiții, în numele stabilității, în numele reformării statului pentru binele cetățenilor, să coalizăm. În orice caz, PSRM ar avea nevoie de permisiunea Rusiei pentru a se alia cu PD-ul. Așadar, aranjamentele dintre Dodon și Plahotniuc ar putea fi condiționate de Kremlin.
poziția Moscovei, care se vede care este dură față de Partidul Democrat, față de liderul acestui partid, sau pur și simplu Moscova nu este mulțumită cu cele înțelese între democrați și socialiști. Socialiștii trebuie să depășească acest moment, pentru că probabil Igor Dodon la Moscova și-a asumat foarte multe, dar din cele care și le-a asumat, după câte se vede, puțin a reușit să le transpună în practică. Toate scenariile îi arată pe cei de la PPDA și PAS în opoziție parlamentară. Orice fel de implicare cu celelalte formațiuni le-ar știrbi din imagine, consideră experții. Totuși, eventualitatea unor anticipate este puțin probabilă, la fel ca și ideea unui guvern minoritar. În cazul unui guvern minoritar, totdeauna există riscul că acest guvern să pice în orice moment. Nu știu dacă cineva își poate asuma, își va asuma la modul serios, spunem așa, un guvern minoritar, fiindcă, cum am mai spus, dacă nu ai un sprijin în Parlament, atunci nu vei putea să te menții la putere. Va urma o perioadă de instabilitate politică, iar vara ne-ar putea prinde fără un executiv, cred analiștii politici din România. O genul de alegeri pe care toată lumea le-a pierdut. Mă refeream la Uniunea Europeană și la opțiunea occidentală, care a pierdut alegerile, și la Federația Rusă, pentru că și Rusia a pierdut alegerile. La opțiunea românească, din păcate, sigur nu ca interese directe ale României, dar ca opțiune, și în primul rând la Republica Moldova, care este cel mai mare perdant, pentru că structura rezultată a Parlamentului de la Chișinău nu răspunde practic la niciuna din întrebările esențiale pe care trebuie să le clarifice niște alegeri. De ce se fac alegeri? Pentru a stabili o direcție clară de urmat pentru țară. În orice caz, oamenii nu ar trebui să se consume, întrucât zarurile ar fi fost de mult aruncate, comentează Armand Goșu, un alt expert în domeniu. Noi asistăm acum la un joc de scenă dramatic, cu o coreografie și cu după un scenariu mai sofisticat. Nu cred că trebuie să avem mari emoții în privința evoluțiilor viitoare. Ele se vor afla sub zodia lui Plahotniuc. În urma parlamentarelor din februarie, socialiștii au acumulat 35 de mandate, democrației 30, acum 26, iar partidul Șor 7. În legislativ au acces și 3 independenți. Rezultatele referendumului organizat de democrații în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 24 februarie au fost validate astăzi de Curtea Constituțională. Odată ce Parlamentul își va începe activitatea, echipa Partidului Democrat va pregăti toate mecanismele necesare pentru a lansa procedurile legale de modificare a Constituției privind acele schimbări. Aproape 60% din alegătorii care s-au prezentat la urne au participat și la plebiscit. Potrivit CEC, majoritatea s-au declarat pentru reducerea numărului de deputați și pentru ca să le poată retrage oricând mandatele. Deocamdată însă nimic nu se va schimba. Modificările vor fi făcute doar dacă o asemenea inițiativă va fi înaintată în Parlament. Vlad Plahotniuc este păpușarul din Moldova care controlează cele mai importante instituții de stat. Este una din afirmațiile făcute într-un reportaj realizat de postul arab de televiziune Al Jazeera. Who is the man who many know as Moldova's puppet master? And what lies behind murky allegations of blackmail, hitmen and $1 billion bank fraud? În documentar se mai spune că liderul PDR stă în spatele furtului miliardului și că partidul condus de el a avut doar de câștigat de pe seama noului sistem mixt de vot. Vedeți alte declarații din reportaj în jurnal. La aproape 2 săptămâni după ce la Piața Centrală o femeie a găsit viermi în pește, Direcția pentru Siguranța Alimentelor nu a publicat încă rezultatele analizelor de laborator. Totuși, merluciul scos din vânzare după incident se vinde acum din nou la tarabe. Deși medicul veterinar de la laboratorul din Piața Centrală ne-a comunicat că rezultatele ar fi gata, cei de la ANSA nu sunt de găsit. Ei nu le-au publicat, deși inițial promiteau să le anunțe în 3 zile. Echipa noastră a mers la sediul instituției 2 zile la rând, iar secretarea ne-a spus că șefii sunt pe teren. Aceștia nu ne-au răspuns nici la telefon.
Bursele vor crește cu 4,9%. Vestea le provoacă studenților mai mult râsul decât bucuria. Astfel, cei care învață la școlile profesionale vor primi cu 15 lei mai mult, atât cât să-și cumpere 3 franzele pe lună în plus. Studenții la licență vor primi până la 40 de lei în plus, iar bursele sociale cresc cu 25 de lei. Majorarea va constitui 4,9% din suma actuală a bursei. Așadar, cu cât bursa este mai mică, cu atât mai mică este creșterea. La un simplu calcul, un tânăr care își face studiile la o școală profesională și care primește 345 de lei, în urma creșterii va lua 360 de lei, cu doar 15 lei mai mult. Asta pentru mine nu sunt bani. Foarte puțin. Tatiana este anul întâi la școala profesională numărul 2 din capitală. Bursa ei nu depășește 345 de lei, iar fără ajutorul părinților, tânăra recunoaște că nu ar face față cheltuielilor. Cum îți pare 15 lei în plus de ce ai până acum? Nu, nimic toată. E puțin, nu? O zilnic cheltuie 50 lei. Astfel, cei 15 lei ar constitui cam 7 călătorii cu troleibuzul. Din ei și-ar putea lua 3 franzele sau 2 banane, ori ar putea printa 30 de foi. Adolescenții spun că prețurile sunt mari, iar creșterea reprezintă abia jumătate din costul unui mic dejun. Nu, я бы сказал, не очень такое большое. Можно было бы побольше. Văd că ți-ai luat o cafea, ți-ai cumpărat-o. Așa? Cât te-ai plătit pe ea? 5 lei. 5 lei. Deci 15 lei ți-ar ajunge cam pentru 3 cafe. E puțin. Ce altceva mai dai tu bani? Xerox, acum mi-am aduc la să fac un proiect, pixuri, creioane, tot caiete, trebuie. Când facem practic, tot trebuie să cumpărăm produse și tot să duc bani. Am cât ar trebui să fie bursa unui student la colegiu? 600-700 de lei. Bursa de 600 sau 700 de lei la care visează elevii școlilor profesionale, studenții de la licență o au deja în buzunare. Aceștia, în funcție de grad, iau 840, 715 sau 660 de lei. Astfel, după majorare, vor primi în plus 40, 35 sau 30 de lei. Mala, de studentă, citește le pălucea și bine. E bine că se fac schimbări ce ține de studenți, dar aici vorbim de Danemarca, acolo sunt sume mult mai majore. Dacă vorbim de România, iarăși mai ridicate bursele. Această tânără este studentă la limbi și literaturi străine. Susține că nu e atât de ușor să fii printre primii, iar răsplata pentru asta e departe de a fi pe măsură. O bursă de 650 de lei. Nu, наверное, это маловато. Хотелось бы, конечно, побольше. Хотя бы 800, потому что учиться не так легко в наши дни. Iar ca și în cazul celor din școlile profesionale, studenții numără pe degete ce pot face cu doar câteva zeci de lei în plus. 40 de lei? Nu știu, poate dacă să mănânci ceva la cantină și atât. Altceva cred că nu ți ajunge. O foaie este de 50 de bani. Ai nevoie de multe foi. Pe săptămână la vreo 30 de lei pentru Xerox. Doar pe Xerox? Da. Creșterea se va aplica de la 1 ianuarie, iar autoritățile au alocat 12,5 milioane de lei. Documentul urmează să fie supus votării în această săptămână la ședința executivului. În Moldova, condamnații sunt torturați în închisori și ținuți în condiții foarte proaste. Persoanele cu dizabilități sunt discriminate, iar libertatea de exprimare e de multe ori limitată. Sunt încălcările constatate într-un raport al Departamentului de Stat American privind situația drepturilor omului în lume, scrie Europa Liberă. În document se mai arată că în țara noastră justiția este selectivă, iar corupția rămâne una dintre cele mai serioase probleme. Într-un capitol aparte se vorbește despre presa din Moldova și despre companiile media controlate de oligarhi, fenomen considerat îngrijorător de americani. Raportul se bazează pe datele din 2018. Postul arab de televiziune Al Jazeera a realizat un documentar de aproape jumătate de oră despre Vlad Plahotniuc. Reportajul a fost numit Moldova și Păpușarul, iar jurnaliștii străini îl prezintă pe liderul PD drept omul care ar controla întreaga țară. Nici Vlad Plahotniuc și niciun reprezentant al democraților nu a vrut să discute cu cei de la Al Jazeera. Who is the man whom many know as Moldova's puppet master? And what lies behind murky allegations of blackmail, hitmen and a billion-dollar bank fraud? Pentru a răspunde la aceste întrebări, doi jurnaliști de la Al Jazeera au ajuns la Chișinău și au vorbit cu mai mulți politicieni și înalți demnitari din Moldova. În documentar, Vlad Plahotniuc este prezentat fiind omul care deține cele mai importante instituții de stat și, în așa fel, controlează tot ce se mișcă în țară. Plahotniuc is the man who captured the state institutions, starting from the government, parliament, prosecutor office, national bank, the center of combating corruption, and he's using the state for his own interest.
Potrivit unor informații care nu au fost niciodată demonstrate, se arată în documentar, Vlad Plahotniuc s-ar afla în spatele furtului miliardului, numit de experții internaționali jaful secolului, care a dus țara într-o sărăcie și mai mare. Pensia marincă, a prihoiat să văd sedeți la bazare, ișo... чтоб иметь что-то к пенсии, потому что не хватает платить коммунальные услуги. Журналиștii de la Al Jazeera mai scriu că liderul PD, care ar controla parlamentul, a reușit să schimbe sistemul de vot, ce i-ar fi adus doar beneficii. Partidul pe care îl conduce alegându-se cu 30 de mandate nou legislativ. În reportaj se menționează și despre numeroasele posturi de televiziune pe care le deține Plahotniuc și pe care le-a folosit pentru a se promova în campania electorală. O altă metodă de a-și crea o imagine bună ar fi fost și tentativa de asasinat asupra sa, despre care procuratura a anunțat în 2017. Unii experți consideră că tentativa de omor este una falsă. People who plan an assassination and they do not stay, you know, in front of the camera, turn it to their faces to the camera to show that they are planning some kind of an assassination. Despre cine este Vlad Plahotniuc, jurnaliștii de la postul arab de televiziune l-au întrebat și pe președintele Igor Dodon. Când toate instituțiile власти контролируются партией или лидером, который не имеет поддержку большинства граждан Республики Молдова, это плохо, это нелегитим. Contrar declarațiilor pe care le-a făcut, unii experți consideră că Igor Dodon și Vlad Plahotniuc ar fi de aceeași parte a baricadei. Când they are playing different roles, Plahotniuc is presenting himself as the leader of pro-European party, Dodon is playing the role of anti-European, pro-Russian party, a kind of threat which is used by Plahotniuc in his discussions with the West. Nici Vlad Plahotniuc și niciun reprezentant al Partidului Democrat nu a vrut să se întâlnească cu jurnaliștii de la Al Jazeera pentru a comenta acuzațiile. Am încercat să vorbim și noi cu purtătorul de cuvânt al democraților, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Pasajele subterane din capitală îți taie dorința de a le traversa, spun orășenii. Acestea au scările distruse, puțină lumină, dar multă mizerie. Foarte murdare, foarte murdare și incomod de mărți. Uitați, eu scări și nu mă pot coborâ așa de rele scările. E dezordine, eu ce să facem dacă tot s-arunc pe jos? Primăria trebuie să iei în vedere lucrurile astea. Primăria însă a avut grijă doar să facă promisiuni până acum. Responsabilii spun că până la vară vor repara 7 din cele 20 de pasaje. Revenim cu detalii imediat. Rețelele de socializare Facebook și Instagram au avut aseară probleme de funcționare la nivel global, inclusiv în Republica Moldova. Utilizatorii nu au putut publica conținut pe paginile lor, așa că au apelat la alte platforme online pentru a-și exprima nemulțumirea. Nu se cunoaște deocamdată cauza acestei perturbări, dar Facebook a anunțat că nu e vorba de un atac cibernetic. Compania susține că problemele au fost remediate azi dimineața. Moldoveanul care a reușit să ajungă în primii 15 la un ultramaraton în Noua Zeelandă s-a întors la Chișinău. Iulian Bercu a alergat prin munți 250 de kilometri pe ploaie, arșiță și vânt. A parcurs această distanță în 7 zile și tot timpul a avut în spate un rucsac care cântărea 17 kilograme. Iulian Bercu a zburat 30 de ore ca să ajungă de la Wellington la Chișinău. Această cursă nici nu se compară însă cu cea la care a participat în Noua Zeelandă. Am căpătat o practică cum e să alergi și la deal și la vale cu așa o greutate pe tine, dar și într-un fel sper că m-am călit psihic. Cursa de 250 de kilometri a fost împărțită în câteva etape. În fiecare zi se trezeau la ora 6 ca să alerge până la apus. Petreceau nopțile în tabere speciale ca de dimineață să pornească din nou la drum. În sfârșit am ajuns la imagine de la care am pornit. Cel mai greu i-a fost să lupte cu vremea de afară. A fost o noapte în care am alergat, era ploaie torențială. Și de câteva ori am luat o heisa și din spate un american tot șuieraș, băiatul, unde te
pornit prin Păpușoaie. Pe toată distanța a alergat cu rucsacul în spate. În el avea strictul necesar pentru o zi. Sacul de dormit, haine de schimb, 2 litri de apă și alimente uscate. Au avut de înfruntat și situații excepționale. Noi alergam pe albia unui râu care era semisecată și noi tot traversam râul făcând zigzaguri. Și la un moment dat organizatorii alergă spre noi. Sunt băieți, vine din munți, un val foarte mare, părăsiți albia. Și când au rupt-o toți în părți, apoi noi alergam și vedeam cum crește nivelul râului. De exemplu, mai mulți colegi din Japonia sau din China, dacă la mine era până la brâu apa, la dânsa era undeva până la piept. Frumos. Hai să te undeva 14-le sau 15-le. Iulian Bercu s-a întors cu o medalie care confirmă locul 15 din 180, dar și cu o experiență de neuitat. Anterior, el a participat și la alte competiții asemănătoare. Cea mai bună performanță a lui rămâne a fi cea de anul trecut, când a parcurs 170 de kilometri în mai puțin de 38 de ore în Munții Alpi. Politicienii din România care vor să ajungă deputați în Parlamentul European își fac campanie la Chișinău. Partidul Mișcarea Populară a îndemnat astăzi moldovenii cu cetățenie română să susțină formațiunea în scrutinul programat pentru sfârșitul lunii mai. Europarlamentarii sunt aleși odată la 5 ani. Republica Moldova se află într-un moment de răscruce și are nevoie de voci credibile care să susțină acest proces de apropiere de Uniunea Europeană. Președintele Partidului Mișcarea Populară din România și-a lansat astăzi campania la Chișinău, avându-i alături, printre alții, pe foștii liberali Ana Guțu și Anatol Șalaru, care, la fel ca și alți susținători, erau îmbrăcați în geci cu simbolica formațiunii. Cel 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenia României și pașapoarte românești, într-un fel, sunt tributari inițiativei președintelui Băsescu, fiindcă anume pe parcursul celor două mandate ale dumnealui a fost fluidizat procesul de redobândire a cetățeniei române. Traian Băsescu a făcut pentru Republica Moldova mai mult decât toți președinții pe care i-a avut Republica Moldova până acum și mai mult decât toți prim-ministri care i-a avut până astăzi. Vom face și noi apel astăzi către toți cetățenii români din Republica Moldova să vină aici la biroul parlamentar din incinta Uniunii Scriitorilor să semneze pentru echipa președintelui Băsescu. La evenimentul de lansare a venit și un fan al lui Traian Băsescu. Ați fost un mare comandant cu inimă de marinar, veți fi și aprig luptător în rang de europarlamentar. Partidul Mișcarea Populară a fost creat în 2014, la inițiativa fostului președinte român Traian Băsescu, care deține acum funcție de președinte de onoare al formațiunii. Alegerile pentru Parlamentul European se vor desfășura pe 26 mai. În urma deciziei Marii Britanii de a ieși din UE, a fost schimbată componența Parlamentului European, motiv pentru care României îi va reveni un mandat în plus, urmând să aibă 33 de membri, din cei 705 de parlamentari. Deputații UE sunt aleși odată la 5 ani. A convins-o să expedieze fotografii intime, apoi a șantajat-o, spunându-i că va publica pozele dacă nu-i va da 600 de euro. Este isprava unui bărbat de 43 de ani care a încercat să obțină banii de la o nemțoaică aflată în Moldova. Potrivit poliției, făptașul a fost anterior condamnat și a petrecut mai mult de jumătate de viață după gratii. Такой на работе тебя узнают все. И все твои родственники, и все. Чтоб потом ко мне жаловалась, мне плакала. Ты дура, ты сейчас пишешь. Я тебе клянусь. Ищи хоть деньги. Иди одалживай у кого хочешь. Чтобы в течение 30 минут были деньги. Иначе я тебе уничтожу. Я даже представить себе не могу, чем у тебя вся жизнь эта закончится. Femeia în vârstă de 38 de ani nu s-a lăsat intimidată și s-a plâns la poliție. Ea a spus că l-a cunoscut pe suspect prin intermediul rețelelor de socializare. După câteva conversații online, bărbatul i-a câștigat încrederea și a convins-o să-i trimită poze intime. Când le-a primit, a început să o amenințe că va face publice pozele dacă nu-i va da 600 de euro. Femeia a transferat o parte din bani, iar după o serie de investigații, polițiștii au reținut suspectul în Chișinău. El!
Oamenii legii au stabilit că bărbatul avea câteva conturi false pe rețelele de socializare și că a abordat mai multe femei, majoritatea cetățene străine, aflate în Moldova. Anterior judecat? Da. Ce articole? 186-187. Încă? 121. Ce ați comis? Tălhărie, furtul, șujaf. Câți ani a stat? 123. Dar câți ani aveți? 23. Acum pentru ce sunteți reținut? Pentru șantaj. Bărbatul originar din Ialoveni a fost anterior judecat pentru furt, jaf și tâlhărie. În total, el a petrecut 23 de ani în închisoare. Acum a fost reținut pentru 72 de ore și riscă până la 7 ani de pușcărie. Poliția încearcă să afle dacă individul a obținut prin șantaj bani și de la alte femei. Scări distruse, puțină lumină și multă mizerie. Într-un asemenea hal sunt pasajele subterane din capitală. De-a lungul timpului, de la primărie au tot venit promisiuni că trecerile vor fi reparate, dar orășenii așa au și rămas doar cu vorba. Acum funcționarii vin cu nou anunț că le vor repara la vară, dar până la vară sunt alegeri, așa că cine știe. Acest pasaj subteran de pe Bulevardul Negruții este aproape imposibil de trecut. Două scări au fost distruse în totalitate, iar din celelalte lipsesc bucăți întregi. Rampa pentru persoanele cu dizabilități n-are bară de susținere, ceea ce o face practic inutilă. Dumitru este dezgustat de felul cum arată pasajele subterane. De fiecare dată când trebuie să ajungă de partea cealaltă a străzii, este nevoit să ia scaunul copilului în brațe, pentru că rampa este îngustă și instalată greșit, spune el. Fără de cărușor poți strochi și capul și picioarele și tot. Nu s-o mai reparat de când mă țin eu minte. E stricat tot și e foarte rău. E centrul orașului s-o coate, de obicei e foarte rău. Foarte greu să circulă, nici iluminații noi, seara și sticle stricate și tot cele. Primarul orașului, deși gospodar parcă trebuie să fie, a făcut, dar că aici nu a făcut nimic de ani de zile. Spațiile destinate pentru magazine s-au transformat în gunoiști. Sticle de plastic sunt aruncate peste tot, iar mirosul este insuportabil. Eu, de pildă, pensionar, închidic de bardacul ăsta care este aici. Să mai vină din primărie o leacă să mai uite. Dar ăsta e tânăr. Se vede că multe nu știe. Dar să vină să trimite reprezentanță, le examineze pe toate, că eu mai văzut în oraș așa pasaje. Cel mai oribil subteran este aici, lângă Academiei de Științe. El de mult trebuie făcut, e centrul orașului și e rușine. Și pasajul subteran de pe Bulevardul Dacia este într-un hal fără de hal. Bucățile de pavaj sunt distruse, iar rampe pentru persoanele cu dizabilități nu sunt. La fel este și trecerea de lângă Spitalul Municipal numărul 1. Scările sunt defectate, iar un singur bec luminează întreaga trecere. Foarte murdare, foarte murdare și incomod de mărți. Uitați, eu scărăș și nu mă pot coborâ, așa de rele scările. E dezordine, eu ce să facem dacă tot să arunc pe jos? Primăria trebuie să iei în vedere lucrurile astea, dar pentru o invalid. Pentru asta e foarte greu. Ziua încă e imposibil de mers, dar seara cam e periculos. Am fost eu la spital acum merg și am venit odată la ora 1 de noapte, cam era eu bărbat. Mi-a fost cam un pic așa mai castrăgă. E sperios, nu iluminație. Luminația că acolo numai unii cântă domnicea, în rest nu mai se vede din cap cea la luminile de pe stradă. Responsabilii de la primărie spun că la vară 7 din cele 20 de pasaje subterane vor fi reparate în întregime, iar celelalte 13 vor fi doar curățate. Pentru asta primăria alocă 10 milioane de lei. Lucrurile vor consta în reparația curentă a scărilor, a iluminatului intern, amenajarea rampelor de acces pentru persoane cu incidențe speciale și a sistemului de canalizare intern. Deși anul trecut Silvia Radu a promis că trecerile subterane vor fi reparate până la sfârșitul lui 2018, asta așa și nu s-a mai întâmplat. Un jucător din campionatul Angliei a devenit ținta glumelor pe rețelele de socializare după ce a ratat o lovitură de la 11 metri. Tânărul atacant nici nu a reușit să lovească mingea, iar acum candidează cu șanse reale la categoria cel mai prost penalti din istorie. Oh my goodness! I can't believe my eyes!
În meciul dintre West Brom și Swansea, atacantul s-a făcut de râs după ce în minutul 39, când echipa adversară conducea cu 1-0, a bătut un penalty absolut incredibil, care a stârnit hohote de râs. Acesta nici măcar nu a atins mingea ce a lovit cu piciorul stâng în cel drept. Echipa s-a pierdut meciul cu scorul de 3-0. După ce a ratat la limită primul loc în proba sa preferată, Dominic Paris și-a luat revanșa în altă disciplină. Astăzi, chiorul italian a triumfat în ultima cursă anului, cucerând globul mic de cristal al probei de Super G. Fiind învingător în 4 etape ale probei de coborâre, Dominic Paris a terminat această disciplină doar pe locul 2. Cel încoronat cu titlul de campion a fost elvețian. Italianul Beat Foyt, care l-a surclasat pe italian doar cu 20 de puncte. Yes! Totuși, Paris a avut șansa de a se răzbuna la proba de Super G. Astăzi, în Andorra, s-a desfășurat ultima cursă a probelor de viteză din acest sezon. Italianul a alunecat pe pârtie ca vântul și ca gândul, depășindu-și fără probleme adversarii. Astfel, Dominic Paris a cucerit primul glob mic de cristal al carierei. Well, I can say, dream come true. I mean, it's a lot of hard work, and I pushed always. I was always two, three times very close to take this, but today was working. I'm so happy. În acest an, Dominic Paris a mai devenit și campion mondial la ore în proba de Super G. De asemenea, în sezonul recent încheiat, italianul a triumfat în 8 curse, iar în ierarhia mondială a terminat pe poziția 4. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.